Pentru vineri au fost planificate două ședințe paralele la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe dosarele bașcanului Găgăuzii Evgenia Guțul și activistul blocului Victorie Svetlana Popan, precum și deputatului Marina Tauber. Audierea pe cauza șefului autonomiei, în care aceasta este acuzată de implicare în finanțarea ilegală a partidului interzis Șur, a fost amânată pentru 26 iunie. Avocatul ei, Vadim Banaru, le-a spus judecătorilor că în perioada 14-16 iunie Evgenia Guțul a fost în spital, iar în această săptămână continuă să beneficieze de tratamente la domiciliu. În plus, în noaptea spre vineri, clienta lui s-a îmbolnăvit, iar dimineața a chemat ambulanța. Din acest motiv, bașcanul nu poate participa la ședință. La audierea pe dosarul Marinei Tauber, deputatul a declarat că procurorii nu au nicio probă a vinovăției sale și mărturia martorului acuzării nu a schimbat nimic. Nici Ilan Șor, nici eu, nici Eugenia Guțul, nici Svetlana Popan și alți colegi, noi nu suntem vinovați și noi vom demonstra nevinovăția noastră. Acum nu avem niciun rezultat, astăzi nu avem niciun rezultat pentru că deja sunt ședințele în fond și așteptăm deja ce o să fie mai departe. Așteptăm ce presiune o să fie mai departe pe instanță, dar vedem că există această presiune foarte mare. Ședințele au avut loc pe fundalul unei manifestări a susținătorilor blocului Victorie, care s-au adunat în sprijinul bașcanului Găgăuzii Evgenia Guțul, activiștilor blocului și deputatului Marina Tauber. Participanții au scandat lozinci în susținerea membrilor blocului Victorie și împotriva autorităților. Intrarea în clădire a fost izolată de polițiști. Alături a avut loc tradiționalul contraprotest al susținătorilor lui Sandu și Pas, care au recurs la acțiuni, după care au avut de suferit cei care s-au adunat în sprijinul Evgeniei Guțul și deputatului Marina Tauber. La un moment dat au fost chiar altercații. Pe haina unuia dintre contramanifestanți, Vasile Sinigur, era imaginea generalului Antonescu, condamnat și executat pentru crime de război în Basarabia și nu doar, cu inscripția "A eliberat Basarabia". Susținătorii lui Guțul și Tauber au condamnat acțiunile oamenilor legii care au ignorat provocările participanților la contraprotest. Au pus muzică, jure, scuipă și nu intervine nimeni. Colegii noștri, camarazii noștri care pașnic sunt, care protestează, sunt verificați și buzunăriți de către polițiști în civil. Uitați-vă că nimeni nu intervine la înjurături, nimeni nu intervine la scuipături. Se încearcă să ne închidă gura. Când vreodată a fost ca la judecătorie să cânte și fie discotecă, spuneți-mi, vă rog, cum au loc procesele de judecată? Cum se lucrează astăzi în aceste oficii cu așa dictatură și cu așa zgomot și discotecă? Canal 5 a încercat să afle de la Inspectoratul General al Poliției dacă vor fi aplicate sancțiuni participanților la manifestație și contraprotest, dar ofițerul de presă Diana Fetco nu ne-a răspuns la telefon. Amintim că la mijlocul lui aprilie, cauza penală în privința bașcanului Evgenia Guțul și a unei angajate din cadrul oficiului central al partidului interzis Șor a fost trimisă în instanța de judecată. Cele două sunt învinuite de implicare în finanțarea din partea partidului politic. Evgenia Guțul respinge toate învinuirile și califică dosarul drept unul politic. Oamenii legii, la rândul lor, susțin că acționează exclusiv în conformitate cu legea. Marina Tauber este acuzată de încălcări în finanțarea partidului Șur interzis în țară. Deputatul și-a declarat în repetate rânduri nevinovăția și afirmă că formațiunea politică pe care o reprezintă este finanțată legal. Anterior, Ilan Șur a spus în repetate rânduri că banii pe care îi alocă pentru finanțarea partidului au fost câștigați legal de el sau de partenerii săi de afaceri.